Poate că n-ați auzit strigătul lor, dar poate că e fix momentul să auzim asta. Vrem să trăim, este strigătul de ajutor al românilor care au nevoie de un transplant pulmonar. Anul acesta în România a fost realizată doar o singură intervenție de acest fel la Spitalul Sfânta Maria, unicul centru acreditat din țară. Acolo nu se pot realiza însă operații complexe, iar șansa pacienților în stare gravă este ca statul român să încheie un acord de transplant cu o altă țară. Că am capacitatea pulmonară de 15%. Nu știu cât vă dați seama ce înseamnă 15%. Sunt dependentă de ajutorul oricăruia din jurul meu să mă ajute la absolut tot ce înseamnă întreținerea mea, nu să fac eu ceva pe lângă. Sunt o dependentă de oxigen. Am 46 de kilograme, adică ce să vă spun? Organismul începe să se resimtă. Și nu știm cam cât aș mai putea eu să lupt așa, așteptând pe o listă. Eu sper să fie un final fericit. Dar după ce am văzut cu Ionuț, nu mai sunt așa de optimistă. Ce țară! Așa și începea ultima postare pe Facebook Ionuț Angel, un tânăr de 33 de ani care a așteptat un transplant pulmonar 3 ani. A murit luni, tot așteptând. A lăsat în urmă o soție și un copil de doar 2 ani. Ionuț Angel ar fi putut trăi dacă statul român ar fi încheiat un acord de transplant cu o altă țară. În România nu se putea face operația. În octombrie, zeci de oameni au ieșit în stradă la Focșani. Angel a murit, că nu a avut nicio șansă în țara asta. E foarte simplu. A fost pus pe listă acum un an jumate, în situația în care eu n-am știut decât acum de 2-3 săptămâni ce am aflat și eu, că el nu este eligibil pentru România. Este un caz foarte grav. El era un luptător, era, nu știu, vrea să trăiască pentru, în primul rând, pentru copilul lui. Și celelalte, am înțeles, și celelalte transplanturi, de ficat, de rinichi, se mai moare așteptând pe listă, dar bun, ei au, le fac, adică sunt, transplanturile merg, că sunt 50, că sunt 60 pe an, sunt. Dar la noi, în 4 ani de zile, sunt 7 transplanturi de plămâni. Cât aș putea să aștept eu pe o listă dacă media ar fi de 2 transplantați pe an? Da? Eu cam cât să stau pe listă? Cam 2 ani de când stau pe listă. Să mai aștept vreo 5? Nu pot, că nu mai îmi permite organismul. În momentul de față, în România, pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar sunt 8 pacienți. 8 oameni în carne și oase care își doresc să trăiască în continuare, dar cu care timpul nu are răbdare. Despre un acord cu Italia în domeniul transplantului pulmonar se vorbește încă din 2019, fără să se fi concretizat nimic. Sperați că vom avea un acord cu Italia? Pe mine este greu să vă spun un timp exact, dar cu gândul la cei pacienți care așteaptă soluția de la noi, încercăm să-l facem cât mai scurt, acest interval de timp. Și la noi în țară, la Sfânta Maria, ce se întâmplă? La Sfânta Maria, centrul de transplant pulmonar este în continuare deschis. S-a realizat un transplant pe parcursul acestui an. Ne dorim să trăim. Ne dorim ca dânsii să facă la un fel să dea drumul la transplant. Dacă s-a apucat de transplant, să facă transplant. Că este mai greu sau mai ușor, nu este de competența mea. Deci atât timp cât acreditezi un spital, atunci trebuie să faci transplant. Între timp și pandemia a pus probleme mari în România în ceea ce privește celelalte tipuri de transplant. Începând cu 1 august și până săptămâna trecută, nu au mai fost donatori absolut deloc. Deci august, septembrie, octombrie, 3 luni de zile în care nu s-a făcut niciun transplant de ficat de la donator aflat în moarte cerebrală. Ce mesaj aveți pentru familiile care trec printr-o tragedie, au pe cineva în moarte cerebrală și ar putea face acest gest?
E foarte greu să dai un sfat. Nu există consolare când îți pierzi pe cineva drag și când acel cineva drag uneori este foarte tânăr, sigur. Dar poate găsesc o mică consolare în a accepta să doneze, ajutându-i astfel pe alții și considerând nu doar formal, ci chiar real, că ruda lor poate să trăiască prin pacienții transplantați.